lucrez pentru nicio agenție, sunt freelance internet marketer și proiectul ăsta e un proiect care l-am făcut pentru un prieten. Deci nu are niciun contract, de asta am și putut să-l prezint. E site-ul unui cabinet stomatologic. Obiectivele principale, fiind la început, deci ei cu asta au început, adică și-au deschis cabinetul, a fost prima singura lor chestie, posibilitatea de promovare. Și ne-am gândit să realizăm o imagine cât mai profesionistă pentru a atrage clienții în momentul în care vor intra pe site. Nișa targetată inițială au fost servicii de stomatologie non-stop, pentru că ei au văzut că e o nișă în dezvoltare și nu era foarte mare concurența pe ea. Deci o optimizare pentru a obține cât mai bun ranking pentru cuvintele cheie din nișă și o campanie de promovare pe pay-per-click, pe AdWords. Așa, optimizarea on-page a conținutului, adică optimizarea site-ului. Am realizat pagini pentru a obține cât mai mult conținut, am realizat pagini separate pentru fiecare serviciu, o să vă arăt imediat într-un slide următor. Completarea zonei meta, adică titlul și descrierea care apar pe motorul de căutare conform conținutului fiecărei page. Crearea un conținut bogat în cuvinte cheie specifice. Crearea unui blog. Am evidențiat cuvintele cheie prin bold, italic, underline și link-uri interne pentru a spori relevanța și am denumit imaginile corespunzător. Aici observați structura serviciilor, am făcut pentru fiecare categorie, subcategorii în care am explicat fiecare folosind un cuvânt cheie pentru titlu la fiecare serviciu. Și apoi titlul e Stefan's Dental Clinic, clinică stomatologică non-stop, am folosit și în H1 și în link-uri mai jos, cea de sus este o poză care e tot la fel stomatologie non-stop. Aici am evidențiat cuvintele cheie cu bold, italic, jos să vedeți niște link-uri. Campania de link building extern. Am înscris în directoare românești pentru o listă completă pe dinpedia.ro, puteți să o găsiți. Înscrierea în Demos.org, care este un site cu o listă foarte mare de alte site-uri, deci un director de site-uri, care sunt verificate manual și Google oferă o încredere mult mai mare site-urilor care există în acest director. Am adăugat, cum spunea Ionuț mai devreme, conținut pe alte site-uri din domeniu cu care au autoritate. Romedic, sfatulmedicului.ro, ce se întâmplă, doctore, dentist online, clinici, stomatologici. Și o să vedeți în rezultatele, am obținut rezultate în search engine prin site-urile lor. Adică chiar dacă site-ul meu nu este prezent în primele rezultate, e prezent pe site, pagina pe care sunt prezentate serviciile mele de pe site-urile lor. Am creat o pagină de Facebook și am adăugat iarăși conținut pe site-uri care am observat ca un ranking bun, gen Script, care e un site cu o colecție de documente în general. Am creat un document acolo în care am prezentat serviciile cabinetului. YouTube, am făcut un filmuleț, afacerist.ro, vizu.ro, urmează alte campanii. Aici, observați Romedic, în momentul în care stomatologie non-stop, Romedic e pe primul loc, în momentul în care se accesează link-ul, eu sunt primul din Romedic. Și locul 4 pentru stomatologie non-stop. Pe Bing e puțin irelevant, pentru că traficul de pe Bing e undeva la 1-2 vizitatori pe săptămână. Deci, dar suntem pe primul și pe locul 5. 4. Așa. Dentist non-stop. Iarăși suntem în poziția a doua cu de pe Romedic, în poziția a treia de pe dentist.ro și în poziția a șasea site.
radiografie non-stop, iar avem aici e o listă din Google Webmaster Tools în care sunt o parte din cuvintele cheie pentru care avem un ranking mai bun. Rezultate trafic. N-am putut să prezint un print screen din Analytics pentru că sunt combinate. Am folosit conturi diferite la Analytics și n-am putut să le separ rezultatele organice și cele paid. Deci, ca rezultate sunt 25-30 de vizitatori zilnic din rezultatele organice și 70-80 din rezultatele plătite. Ca business, între 3 și 11 clienți noi pe zi, media e pe undeva la 5. 35% dintre aceștia devin clienți fideli, adică mai revin și pentru o nouă lucrare. În 6 luni de la lansare, 7 luni, au trebuit să mai facă un, să extindă cabinetul pentru că nu făceau față la programări. Care surse? Vă recomand să citiți SEO Mod și SEO Book. Sunt două dintre cele mai bloguri de autoritate în domeniul de Search Engine Optimization, adică cam ce e nou acolo găsiți. Matt Hutz e un angajat al Google care se ocupă de, e Head of Web Spam la Google și acolo găsiți cam noutățile pe care le introduce Google. În fine, multe lucruri care le găsiți aici încă nu sunt valabile pe, pentru România, dar pe viitor sunt sigur că se vor integra. Și Ionuț m-a mai dat de QR code pentru a găsi de la Google, pentru a găsi cuvinte cheie noi, Google Webmaster Tool și Yahoo Site Explorer pentru a vă uita care sunt rezultatele site-ului în momentul de față și cum, unde mai puteți îmbunătăți. Deci, ca număr de link-uri să vedeți pe ce în Google Webmaster Tools v-am arătat, puteți să vedeți exact pe ce poziții sunteți pentru ce cuvinte cheie. Puteți să adăugați un sitemap pentru a vi se crola mult mai repede site-ul. Cam atât. Cam atât. Dacă aveți întrebări.